nutrienți ai în față și în spațiu. Eu singură mă chiceam. Eu când eram la dansul nu iar singură. Nu mă chiceam nimănă. Mă chiceam. Pune brâu. Bună șale. Pune brâu, nu. Pune brâu și la cotrință, pune... Laibărul puteai să-l pun la... Și păc. Acosam până-i lumea. Lucram și mă chiceam singură la o grindeaua, abia așteptam. Problema noastră nu era ca acum să ședă cu omul, să ți duci. Abia așteptai să-ți ție drumul, să ți duci. Nu mă ne îndușeam și prindeam câte unul la joc, jucam toate. Abia unul era un lecță buncu. Aolele, el era câta... Câta gimăriet, noi purtam oara cu el, că eram câte cinci. Toți ortași îmbrăcați una ca alta. Prindeam că lor oameni nu știa să joace. Numai eu când îl prindeam, am eu iar mai bea. Când îl prindeam toți. Așa a fost atunci, așa era jocul la unul ișa muzică afară. Era acolo, la când o simți soarele, gata, toată lumea acasă, nu mai ședeai tu să... Da, a fost mai frumos pe vremea în tale. Sigur că a fost mai frumos, că acum numai la birturi și numai să sudui. A fost frumos, cântau, ne duceam la păduri, la câtă lume. Dar la balul izmenilor, cum era? Atunci nu era balul, era sâmbățin, nu era, nu se ținea asta. Numai era sâmbățin la Sfântul Ștepan, era toți îmbrăcați în poale și venea purta Sfântul Vasile, era el, a fost agent. Și ala purta oară atunci și toată lumea după el. Dar tot în por popular era sâmbătă? Da, atunci tot în por popular era. Atunci era vremea aia că când am fost o fată, cină, că eu de 16 m-am măritat. Păi era un zăpostit și nu era nădraj. Și era o țăfaică și erau noi în țăndale și oamenii în izmene și în chimie. Că nu era nădraj atunci. Așa a fost atunci, nu ca acum. Acum. Și unde merge îmbrăcată în costum popular? Merge la balul izmenilor, la Treieraș, la Cămin. Nu spune așa. Nu? Elisa. Trebuie să păstrăm tradiția, nu? Să o ducem mai departe. Elisa, dar o să-ți duci acolo? Da. Îți place la joc așa? Că îți place? Păi, Doamne, trebuie să meargă și la dansuri când e la... Cu cine mergi? Cu mami. Și mai cu cine? La serbări, la nunți. Nu? Așa. Mărcată cu poale, gilei faine, cu cotriență, cu pui, cu opreag, cu șupag. Cu fac faină, că e cineră. Să fie frumoasă la joc. Acu ia mergi încolo să văd, duci încolo și vin un coș. Să te închidă. Păi da, că să nu fii mai sus dinainte. Să ți le pună cofșii. Și până tot să mai... Mergi afară, că mi se pare parcă că e nevoie. Și-o dau. Ca o păcoasă. Nu, la 800 și-o scătură. Mai trag câta la cătriență. Ia duci până acolo, să vezi. Duci până la fireastră și vină înapoi. Și vină înapoi. Bun, bun. Că aia trebuie să vezi că când e... Când e sus dinainte, e vrut. Hai să vă vingem pe amândouă. Hai, duci lângă mami să vă scoată. Și acum unde mergeți? Acum mergem la Cămin, cu balul izmenilor. O să joace și la mică? Da, o să joace și ea. Viața
ce se întâmplă dumneavoastră să în seara aceasta? Ca în fiecare an, în preajma sărbătorii Sfinților Ierarhi, Vasile Grigore și Ioan, se ține așa numitul bal al izmenelor, numit. De fapt, e un bal la care lumea se îmbracă în costum popular, tradițional sau mai modern, dar totul pe motive tradiționale. De cât timp este tradiția asta? Tradiția asta, m-am crescut cu ea, m-am pomenit cu ea. Țin minte că părinții mei veneau atunci când erau mai tineri și eu eram copil, veneam împreună cu ei și sperăm să păstrăm cât mai multă vreme, cât o putea, cât generațiile care vin o să dorească să mai ducă mai departe acest obicei. Cum crezi că era pe vremuri? Pe vremuri, pe lângă faptul că erau mai vechi, mai tradiționale costumele, lumea era mai multă, satul era cu mai mulți oameni, între timp au migrat mulți la oraș și în alte țări, și nu era atât de mare diferența dintre oameni, nu? Erau mai apropiați. Acum, din păcate, sunt un pic mai distanțați de alții. De unde aveți costumul ăsta frumos? Costumul l-am moștenit în familie, de la bunicii mei, are o vechime mare, n-aș putea să spun exact din ce perioadă a fost făcut, dar are o vechime considerabilă, câțiva zeci de ani, poate 100. Cum vă simțiți în el? Mă simt român, mândru, iar din punct de vedere practic e foarte bun, e lejer, albu, îți dă o senzație de bine, de puritate și chiar de sănătate. Cum vă numiți? Ioan Rotaru. De unde ai costumul? De la bunici. Spune-mi, te rog, cum te simți în el? Excelent. Tot timpul îmi refer. Un costum popular și îmi place. Foarte drag. Spune-mi, te rog, de unde ai costumul? Costumul pe care îl port, îl am de la străbunica mea, care l-a purtat cu mândrie și cu aceeași mândrie îl port și eu. Cum vă simțiți în el? Foarte bine. Cum se spune o vorbă pe la noi, mi-s mândră în soalele mele. Astăzi se face balul izmenelor, se promovează costumul popular și se promovează de rândul tinerilor. Cum era pe vremuri? Nu se știe. De unde aveți costumul? Eu l-am de la o prietenă care mi-a dat, mi l-am împrumutat. Ai împrumutat pentru seara asta? Pentru seara asta, da. Îți place să-l porți? Da. Îmi place că îl promovez în rândul tinerilor și îmi place. Pe la ce oră stați în seara asta? Nu se știe. Până când se pierde. Mulțumesc frumos. Cum te numești? Idei Alexandrei. Spune-te, de unde ai costumul? De la bunici. Îți place să-l porți? Și seara asta ce faci aici? Am venit să dansez. Îți place să joci? Da.